Operația de transplantare a unui cord, primului pacient român care a avut implantat un dispozitiv de reglare a debitului cardiac, a decurs normal, intervenția durând aproximativ 5 ore, a declarat joi șeful clinicii de chirurgie cardiovasculară din Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Pacientul transplantat necesită o perioadă mai lungă de recuperare, fiind o operație în premieră la nivel național. Cordul a sosit de la Timișoara joi, 11 februarie, cu un elicopter SMURD, fiind prelevat de la un pacient în vârstă de 24 de ani. Din 15 ianuarie a anului trecut, România s-a aliniat unor standarde internaționale în tratamentul modern al insuficienței cardiace. În Germania, procedura a fost introdusă din anii 2007-2008, iar în Croația în 2008.